Nu știu dacă vreodată a fost activitate religioasă mai intensă decât cea care există în aceste vremuri în care trăim. Și cu toate acestea, lucrurile merg din rău în mai rău, și condiția umană se degradează cu fiecare zi care trece, și oamenii se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Ca un paradox: cu cât există mai multă activitate religioasă, cu atât rezultatele sunt mai slabe. Să nu se înțeleagă că creștinii fac tot ce pot pentru împărăție și domnul ei, pentru că în general suntem leneși, ci doar că se face mult de către unii dintre ei, ajuta și de mijloacele moderne de informare pe care le au la dispoziție și aceasta generează o activitate religioasă care poate impresiona și care poate înșela pe privitorul care nu are discernământ. Pentru mine, lipsa discernământului este un rău mare care și-a găsit locul în ceea ce numim biserică. Discernământul este un dar care vine de la Duhul Sfânt. Chiar dacă Biblia nu pare a vorbi despre un astfel de dar, el totuși este acolo, bine în ca promisiune, dar tot mai rar întâlnit în practică. În Ioan 16 citim ce promitea Domnul Isus Hristos apostolilor și ucenicilor săi, de la versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Apostolul Pavel este și el foarte clar atunci când în 1 Corinteni capitolul 12, printre alte daruri, enumera și deosebirea duhurilor. Cităm, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurită limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Nu poate avea discernământ spiritual un om care nu este plin de Duhul Sfânt. Numai Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și le descoperă, dar le descoperă numai celor ce sunt ai lui, prin ascultare și supunere. Chiar dacă se vorbește mult astăzi despre Duhul Sfânt și plinătatea Lui, despre darurile Lui și folosirea acestora, se dovedește că această plinătate pe care mulți o reclamă lipsește. Și vedem că lipsește pentru că este atât de puțin discernământ. Mult din ceea ce se face în domeniul religios nu vine din Dumnezeu, ci din fire și înțelepciunea firească. M-am întrebat care să fie cauza acestei lipse a discernământului spiritual. Citind scripturile și meditând asupra lor, am descoperit trei cauze, dar probabil că sunt mai multe. Prima am descoperit-o în cuvintele apostolului Pavel pe care le găsim în Galaten 5, de la versetul 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Este clar afirmat aici că un om care este călăuzit, stăpânit de firea pământească, de poftele ei, nu poate fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă un om nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, mai poate el avea discernământ? Cu siguranță că nu. Firea pământească, poftele cărnii, pentru a fi înțeleși de toți, luptă împotriva Duhului, iar Duhul duce o luptă împotriva firii pământești. Prin urmare, un om poate fi religios și chiar foarte implicat fără să aibă nicio urmă de discernământ spiritual. Apostolul Pavel în Galaten 5 enumeră lista faptelor firii pământești. Nu ne strică să ne aducem aminte de această listă, de la versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, Închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cred că acceptăm cu toții că un om, pentru a se putea spune despre el că este călăuzit de firea pământească, nu trebuie să facă toate aceste lucruri din listă deodată, ci este suficient să fie robit de unul sau altul. Problema este că lista se termină cu și alte lucruri asemănătoare cu acestea, ceea ce ne pune într-o situație foarte delicată. Pentru că am putea avea o robie care să nu fie în listă, dar care să vină tot din firea pământească. Dacă aruncăm o privire analitică spre lumea din jur, constatăm că firea pământească face regulile. Oamenii sunt realmente robi firii pământești, cărnii și poftelor ei, și nici măcar nu sunt deranjați de acest lucru. Nu doar că nu sunt deranjați, dar fac tot ce pot pentru a satisface această fire, pentru a o hrăni cât mai bine și mai mult. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce să ne mirăm că, în ceea ce privește lucrurile spirituale, nu au nici cea mai mică urmă de călăuzire. Nu poate fi călăuzire pentru că Duhul care o poate da nu este în locul acela. Problema însă se pune în cazul celor ce spun că au ieșit din lume și că sunt făpturi noi, prin Domnul Isus Hristos. Dar una este să spui și alta să fie așa. Deoarece trăim într-o lume cuprinsă de pofte, acestea au influență și în dreptul creștinilor, dacă aceștia nu veghează, nu fug de ele, nu țin carnea răstignită pe cruce în fiecare zi. Iată câteva avertismente pe care le găsim în scripturi și care nu au fost scrise pentru necredincioși, ci pentru credincioși. Galaten 5 cu 16 Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Galaten 5 cu 24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Efeseni 4 cu 22 Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. 2 Timotei 2 cu 22 Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Tit 2 cu 12 Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. 1 Petru 1 cu 14 Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. 1 Petru 2 cu 11 Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Dacă este ușor de observat faptul că oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt conduși de fire, nu este mai greu de văzut că mare parte dintre cei ce se numesc creștini au aceeași problemă, chiar dacă nu ajung la același nivel de lumesc și firesc cu cei din lume, ci sunt mai moderați. Rar mai găsești un tânăr creștin care să fugă de poftele tinereții, foarte rar. Este adevărat că tinerii creștini merg la conferințe, că vizionează pe internet materiale creștine, Că ascultă multă muzică creștină și cântă în adunări, că merg duminica la biserică, etc., deci multă activitate, dar marea majoritate sunt robiți de pornografie și sex, de modă, de un trai firesc concretizat în atitudini și alegeri pe care le fac în fiecare zi. Carnea se etalează cu nerușinare, și poftele ei sunt satisfăcute chiar și acolo unde ar trebui să fie o mai mare reverență, la locul de adunare. Activitatea multă înșală pe mulți, dar Duhul Sfânt nu este acolo, nu are ce căuta acolo, pentru că Duhul poftește împotriva firii. Nu doar tinerii sunt în această situație. Poate mulți dintre ei sunt victime ale celor mai în vârstă, părinți naturali sau părinți spirituali. Carnalul amestecat cu spiritualul este o practică și un spor preferat al multor lideri creștini, iar unii care o vreme nu s-au simțit confortabili în astfel de situații au ajuns să le accepte pentru că nu au avut curajul să se împotrivească și să le respingă. Avem astăzi creștinul carnal care predică, care organizează conferințe, care cântă, care dă direcție, care face orice face lumea, mai puțin lucrurile scandaloase, dar cine știe dacă nu le face și pe acestea, dar care spune că face și lucrarea lui Dumnezeu, deși nicio adiere a Duhului Sfânt nu este peste el. Și se face mult, și este multă activitate și mulți sunt impresionați, dar nu poate fi o lucrare a lui Dumnezeu dacă nu este discernământ. Și nu poate fi discernământ dacă firea pământească nu este răstignită pe cruce, în așa fel încât Duhul să aibă controlul de plin. Unii se amăgesc spunând că dacă au anumite manifestări sau deprinderi religioase pe care le consideră a venit de la Duhul Sfânt, atunci sunt plini de Duhul Sfânt și nici nu mai fac efortul de a se analiza și de a vedea dacă nu cumva se află sub puterea cărnii. Sinceritatea i-ar ajuta mai mult decât acele manifestări și deprinderi. În această categorie intră foarte mulți dintre cei ce nu au discernământ spiritual. Al doilea motiv pentru care discernământul spiritual lipsește este lipsa sincerității și prezența vicleniei a lucrurilor ascunse. Probabil că aceștia sunt mai puțini, dar aceștia sunt și cei mai periculoși pentru că sunt mai greu de depistat și mulți dintre ei fac parte din categoria liderilor religioși. Avem exemplul fariseilor din vremea Domnului Isus. Păcatul mare era fățărnicia. Luca 12,1 În vremea aceea când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor săi, Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Vicleșugul era caracteristic acestor lideri religioși: erau cu mai multe fețe. Pe din afară arătau bine, dar pe dinăuntru, adică în sufletele lor, erau putrezi, murdari și erau conduși de interes personal. Oamenii îi apreciau și alergau după ei, uitându-se la ceea ce vedeau în exterior: multă activitate religioasă, rugăciuni și post, citirea scripturilor, etc. Lucrurile acestea nu sunt rele în ele însele, din potrivă. Dar problema era că ei făceau toate acestea ca să aibă un folos material sau de imagine. Nu de oameni sau de Dumnezeu le păsa, ci de interesul lor. S-a văzut aceasta prin atitudinea pe care au avut-o față de Domnul Isus atunci când el a început să le dea pe față adevăratele motivații. Motivații ascunse de ochii oamenilor, dar nu de ochii lui Dumnezeu, care vede și cunoaște până și gândurile omului. Din dragoste pentru oamenii simpli care erau înșelați de acești lideri religioși, Domnul Isus dă pe față păcatul lor și acuză direct, va nu se sfiește să-i numească chiar fii ai diavolului, în Ioan 8. În Matei 15 cu 14 spune, Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. O călăuză oarbă cu siguranță nu are parte de discernământ spiritual și se află în întuneric, chiar dacă conduce mari mulțimi de oameni, și chiar dacă se folosește de numele lui Dumnezeu. Poate despre astfel de oameni este vorba în Matei 7, de la 21 la 23. Din nefericire, mulți oameni se lasă conduși și astăzi de lideri de felul acesta, și nu văd viclenia, fățărnicia din viața lor, nu văd interesul pe care îl au și dorința de câștig material și apreciere omenească. Conform cu Matei 7, acești oameni pot să facă lucrări care să impresioneze, dar cu toate acestea ei să nu-L cunoască pe Dumnezeu și desigur fără să aibă discernământ spiritual. De aceea spuneam că aceștia sunt și cei mai periculoși, pentru că se înșeală pe ei și înșeală și pe cei ce urmează și care tot fără discernământ sunt. Răspunsul pe care îl dau Domnului atunci când ajung în veșnicie, Matei 7 cu 22, arată că ei au fost primi înșelați. Ei chiar au crezut că sunt oameni spirituali și plăcuți Domnului. De aceea viclenia este atât de periculoasă. Ea înșală pe cei ce privesc, dar înșală și pe cei ce sunt vicleni. Vicleanul crede că îi păcălește pe alții, dar de fapt se păcălește singur. Antidotul îl găsim în inimă curată, în cuget curat și în sinceritate, despre care vorbește Dumnezeu în multe locuri. Vă dau doar două referințe pe lângă 2 Timotei 2 cu 22 pe care deja l-am citat. 1 Timotei 1 cu 5 Ținta porunci este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 1 Timotei 1 cu 19 Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Dacă dai peste un om cu viclenie, dar cu o doctrină bună, așa ca fariseii, să știi că nu te poate duce spre lumină pentru că el însuși se află în întuneric. Numai că nici doctrina nu va rămâne bună pentru multă vreme, pentru că el va aluneca pe panta rătăcirii și a ereziei, așa cum asta se întâmplă în cazul multor lideri religioși care duc mari mulțimi de oameni în rătăcire și pierzare, pentru că lipsește discernământul spiritual. Deci poftele cărnii și viclenia sunt bariere de netrecut pentru Duhul Sfânt și lumina Lui. Și dacă știm aceste lucruri, nu ne mai mirăm că este atât de puțin discernământ în vremurile în care trăim. Dar mai există o cauză care duce la lipsa discernământului spiritual: este dezinteresul față de scripturile sfinte. Când spun aceasta, trebuie să menționez că sunt mulți care citesc scripturile și nu au totuși discernământ. Ei se pot încadra în primele două categorii despre care am vorbit. Farisei erau bun cunoscători ai Scripturilor, dar nu au avut lumina asupra lor și nu le-au înțeles, și nu puteau primi lumină din moment ce erau vicleni. Să citești Scripturile, dar să nu-l recunoști pe mesia despre care ele vorbesc, chiar când acesta se află în fața ta și se împlinesc toate semnele și prorociile cu privire la El, este întuneric și lipsă de discernământ. La fel este și cu cei lumești și firești, cu o gândire setată doar pe cele trecătoare, spre păcat. Deci, faptul că unii citesc scripturile și totuși nu au lumină de sus nu anulează ceea ce spuneam, și anume faptul că o cauză a lipsei de discernământ spiritual este dezinteresul față de scripturi. Le poți citi și să nu ai discernământ, dar nu-l poți avea dacă nu le citești, dacă nu le citești cu atenție, dacă nu le dai cinstea cuvenită. Întreg Psalmul 119 vorbește despre aceasta. Iată doar câteva versete de la versetul 98. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea uresc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Evident că aici avem un om cu discernământ spiritual, mai înțelept decât dușmanii, mai învățat ca învățătorii, mai priceput decât bătrânii, deoarece cuvântul este o candelă ce luminează calea acestui om. Nu veți găsi niciun om înțelept, după adevărata înțelepciune care vine de la Dumnezeu, care să nu-și bazeze priceperea lui, înțelepciunea, pe cuvântul lui Dumnezeu. Să o spun clar și lămurit: că niciun om nu poate fi și nu este înțelept dacă nu cunoaște Sfintele Scripturii. Tot ceea ce se numește știință și înțelepciune, dar care intră în conflict cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, este o falsă știință și înțelepciune după cum îi scrie Apostolul Pavel lui Timotei în prima sa epistolă, la capitolul 6, de la versetul 20. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Tot autorul psalmului 119 spune, la versetul 160, Temelia cuvântului tău este adevărul, și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. Din nefericire, Cuvântul lui Dumnezeu este prea puțin prețuit, prea puțin citit, prea puțin aprofundat, este prea neglijat. Și din această cauză este atât de mult întuneric spiritual, atât de puțin discernământ și atât de multă confuzie, chiar și între cei ce se numesc credincioși. După toate cele spuse. Ca să avem discernământ spiritual, ar trebui să citim cu seriozitate și interes scripturile, în același timp să căutăm să fim liberi de fățărnicie, să avem o inimă curată și să fim sinceri, ferindu-ne de poftele firii pământești care intră în conflict